taximetriștii au ieșit din nou în stradă la Timișoara. De această dată își cer drepturile altfel decât au făcut-o până acum. Nu au mai coborât din mașini să protesteze cu vuvuzele sau pancarde. De această dată înconjoară instituția prefectului, claxonează, blochează traficul. Își cer drepturile pe care, spun ei, nimeni nu le respectă. Sunt supărați pe cei care practică transportul alternativ, care, tot ei spun, beneficiază de mult mai multe drepturi decât ei. Numărul tot mai mare al șoferilor care practică transportul alternativ a declanșat un protest. Taximetriștii au ieșit din nou în stradă. Au drepturi care nu le sunt respectate, nici măcar ascultate. De această dată au abordat o altă formă de protest. Taximetriștii au înconjurat prefectura județului Timiș, blocând traficul. Plătim taxe exact ca dumneavoastră. Nu este ceva normal. Da, ok, vrem să funcționeze și ei. Dar dacă noi suntem, dau un exemplu, 4 la 1000 de locuitori și ei trebuie să fie limitați. Ei pe Timișoara sunt 3000 autorizați și încă 8000 sau 9000 fără autorizație. Cei care practică transportul alternativ sunt mai privilegiați, o spun taximetriștii. Firmele de ride-sharing sunt tot mai multe, iar numărul șoferilor este în creștere, pe când mașinile de taxi sunt limitate. Păi protestăm împotriva Uber-ului, a transportului alternativ, deoarece sunt foarte mulți. Deci noi suntem undeva la 2-3000 de taxiuri în Timișoara, toate firmele, și ei sunt undeva la 14-15.000. Nu e normal să se întâmple chestia asta. Adică ar trebui să existe o limitare, în primul și în primul rând. Păi ei, de exemplu, mașinile lor sunt 15 ani de zile, poate să circule până la 15 ani, noi până la 10 ani, adică nu e normal să se întâmple chestia asta. Trebuie să fie pentru toată lumea. Suntem de acord că poate ar trebui să fie și ei, dar să aibă limită ca și la noi. 4 la 1000 de locuitori, maxim, adică nu nelimitați. Protestul taximetriștilor s-a încheiat la sosirea forțelor de ordine, care au fluidizat traficul.